După accidentul de la Fetești, ministrul transporturilor i-a băgat în ședință pe responsabilii cu siguranța feroviară. Prima măsură, operatorul privat al cărui tren a provocat accidentul nu va mai putea face transport feroviar pentru că i-a fost restricționat certificatul de siguranță. Ce alte măsuri a anunțat ministrul, ne spune colega mea Carmen Gheorghe. Carmen, bună seara, ce informații noi ai în momentul acesta? Bun găsit, Marius. Ministrul transporturilor spune că nimeni nu are dreptul să se joace cu siguranța feroviară. Printre măsurile luate în urma ședinței se numără și controlele care vor începe la operatorii de transport feroviar de marfă, dar și de călători. Aceste controle sunt menite să se asigure că, sunt menite să se asigure că se respectă normele de siguranță. La nivelul ministerului va fi elaborată și o lege care va înăspri sancțiunile pentru nerespectarea acestor norme, atât pentru operatori cât și pentru angajați. Totodată, Cătălin Drula a mai anunțat că mâine a convocat aici la minister reprezentanții tuturor operatorilor de transport feroviar. Toate aceste decizii vin în urma accidentului de la Fetești. Astăzi spunea Cătălin Drula că mecanicul care a intrat cu trenul de marfă într-un alt tren consumase alcool și a adormit la volan. În același timp, sistemul de frânare automată nu era funcțional. Pe Facebook, Ministerul Transportului a transmis că la rectificarea bugetară, transportul feroviar va fi cu siguranță o prioritate.